Vă întreb, cum le dați dumneavoastră rectificare celorlalte sume pe care le acordați patrimoniului, de exemplu, crezând că ei vor fi în stare să cheltuiască banii până la sfârșitul anului? Chiar domnul director a dat o declarație în ziua și am văzut că a spus că nu poate să cheltuiască banii până la sfârșitul anului. Și mă întreb, cum gestionați banii? Pentru că sunteți organizatorul principal de credit. Nu este. Dumneavoastră, într-un fel sau altul, prin actele pe care le faceți. Sunteți domnule sau nu sunteți? Da, domnule, sunteți. Ce vreau eu? Uitați-vă pe document, habar n-aveți. Domnul e prea, cine este domnul principal de credit? Lăsați-vă pe colegul dumneavoastră să nu ne prostiți, vă rog frumos. De ziua dumneavoastră, nu mai scuzați. Dar nu sunteți domnule, domnul președinte, vă rog frumos. Domnul Iepureanu, vă rog frumos să ne spuneți în momentul de față cine este ordonatorul de credit al județului Brăila. Nu, vă rog frumos să ne spuneți. Eu sunt și am urmărit ce e. Vă rog frumos, domnule, Domnul președinte, două secunde. Am aici proiectul de astăzi. Este proiectul de astăzi, două secunde. Și scrie felul următor. Bugetul pe titlul cheltuie normal. Și spune. Prești două secunde. Este proiectul de astăzi. Domnul consilier, vă uitați să vedeți cum vin domnul președinte de Consiliul Județean. Vă rog frumos să vedeți, să vă uitați și scrie în dreptul la ordonatorul principal de credit. Puteți să ne mințiți chiar în halul ăsta? E micinos, nu se nu poate. Cum puteți? Cum puteți? Cum poți să ne mințim voastră? Domnule, preamutați-mă și vreau să vă recunoaște ce scrie și semnătura în dreptul acesta. Absolut, sunteți ordonator principal de credit sau da? Delegat de cine? Nu știu ce. Ce contă de delegat? Delegat se poate să facă și mă spui ce-a făcut. Vedeți de dracu. Va la ce spune. Va la președinte de Consiliul Județean. Ne minți în față așa? Se poate așa ceva? Ne mințiți, scuze, ne mințiți în față. Păi scrie, ce cam? Domnul consilier Bănelă, vă rog. Apar n-aveți ce face. Domnul chiar dacă n-ați semnat dumneavoastră materialul și încercați oare... Chiar dacă dumneavoastră n-ați semnat materialul și încercați oare cum se puteți de răspundere, că asta ați făcut și mai bine, v-ați întrebat cu domnul secretar, v-ați întrebat cu doamna director, îl puneți pe domnul Iepureanu să semneze, e problema dumneavoastră cu gestionarea. E delegat. Dar, într-un fel, dacă se va ajunge să constate că odată că s-a încălcat legea, dumneavoastră sunteți răspunzător oricum pentru sumele alocate. Împreună, domnul Iepureanu sau...